A fost nevoie de mai multe reclamații și de asemenea a fost nevoie ca uniformele polițiștilor să se rupă pentru ca autoritățile să ia măsuri. Doar că în timp ce agenții se plâng de calitatea proastă a hainelor primite, IGPR spune că de vină ar fi chiar polițiștii care n-au grijă de ele. Oficialii au transmis că acestea vor fi totuși schimbate pe cheltuiala furnizorului. Mai multe despre acest subiect discutăm cu președintele Europol, Cosmin Andreica. Domnule Andreica, bună ziua! Bună ziua! Ce ecou au avut plângerile dumneavoastră din ultima săptămână despre care am mai vorbit în privința hainelor pe care le-au primit polițiștii? Da, într-adevăr, în fiecare zi noi am prezentat elemente din uniformă care, sub nicio formă, nu, din perspectiva noastră, nu am constatat că ele corespund cu specificațiile din caietele de sarcini și asta în primul rând pentru că am constatat o uzură excesivă a materialului după primele purtări sau, știu eu, deteriorări grave ale materialului, la fel după doar câteva utilizări. În momentul de față vedem că poliția română a ieșit cu un comunicat în care cel puțin două lucruri se pot constata în urma acestei poziții, respectiv faptul că admit că există niște probleme cu uniforma și e interesant de văzut de ce nu le-au constatat la momentul recepționărilor. Și în al doilea rând, cumva aruncă vina în cârca polițiștilor că nu le folosesc corespunzător. Acum îmi cer scuze, dar probabil că singura variantă în care aceste materiale, aceste uniforme primite deja de cei 3.000 de polițiști care au absolvit școala de agenți de poliție sau care s-au încadrat direct, ar fi să o pună pe umeraș și să stea să se uite la ea. Asta ar fi singura variantă în care nu am putea vedea uzură și deteriorarea materialului. În rest, la prețurile exorbitante pe care le-a plătit Poliția Română pentru aceste materiale, nu putem decât să criticăm în continuare și să așteptăm ca nu numai Poliția Română, care este beneficiarul acestor materiale, să se sesizeze, ci să vedem și din partea Ministerului și a celorlalte autorități cu atribuții în domeniu, pentru că, din punctul nostru de vedere, este vorba despre un contract care este viciat în condițiile în care noi am plătit pentru ceva ce nu se reflectă în calitatea materialelor și vorbim de peste 70 de milioane de euro care vor fi folosite pentru achiziționarea acestui lot de uniforme noi.